În episodul de astăzi mergem în Nether. De fapt, mergem la Nether Fortress-ul ăla pe care l-am găsit acum două episoade. Adică în episodul de astăzi o să-l explorăm. Dar nu înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un clip nou pe acest canal. Am ajuns la episodul cu numărul 13, dar mai sunt o grămadă de chestii de făcut pe harta asta și trebuie să le facem. Asta înseamnă că seria de One Block continuă. Asta e de bine. Așa că hai să înceapă episodul. Avem de mers puțin până la Nether Fortress-ul pe care trebuia să-l explorez eu. Sau măcar trebuia să fac un drum acolo la Nether Fortress, dar mi-a fost prea lene. Așa că o să facem în episodul de astăzi tot. Efectiv stăm în Nether episodul ăsta. Nether-ul o să fie casa noastră pentru episodul ăsta. Trebuie să ajungem, am pus un rând așa de torțe, măcar atât am putut să fac, pentru că eu nu prea mai descurc coordonatele și chestii genul ăsta. Îmi complic viața, e prea complicat. Și nu vreau să-mi complic viața. Am pus așa un rând de, stai că trebuia să mă urc pe aici pe sus. Am pus așa un rând de torțe ca să-mi fie mai ușoară calea către Nether Fortress. Sperând să nu cad pe aici, că jos e lavă, nu de alta. Și da, cam atât. Trebuie să mergem acolo, nu știu exact ce o fac. Cum să se întâmple fix asta? Fix acum? De ce? De ce că era să mă duc în lavă de la, pe episod? De ce scheleți în primul rând? De ce scheleți Nether? De ce au adăugat ăștia scheleți în Nether? Puteau să-i adauge oriunde altundeva, dar nu în Nether. De ce în Nether? Uite și șmecherii ăștia cum stau pe acolo. Salut băieți, sunteți o grămadă. Sunteți 4 mai exact. Poate o să fac și eu rost de unul pe viitor. Dar ce de mi se termină hunger-ul? Viața asta se regenerează greu. Merg greu pe sandul ăsta. Și e enervantă treaba asta. Trebuie să fac un rând așa de chestii genul ăsta de netherrack ca să fie mai ușor accesul și mai facil. Poate o să facem roși de o elitra, pentru că avem o grămadă de gunpowder, facem o grămadă de rachete. Dar, mamă, da, greu merge pe... Serios că merge greu, e enervant oarecum. De ce trebuie să-mi strici tu mie starea? De ce? De ce? De ce? Și aud un ghes, dar nu-l văd. Opa, pare destul de aproape, dar nu-l văd, nu-i vizibil. Sper să nu bubuie ceva pe aici și să cade pe mapă sau chestii genul ăsta, că nu am nevoie de surprize. Hai să luminez puțin treaba asta, că nu văd nimic, nu văd eu, îmi imaginez voi cum vedeți. Și traseul ăsta trebuie să-l fac eu off-camera, teoretic, și să mergem direct în episodul ăsta, să urcăm tot mai sus. Dar nu știu de ce n-am făcut-o, sincer, și nici blocul nu mai am. Cred că o să intrăm direct pe aici, așa, prin această minunată clădire. De fapt, e un pillar de ăsta de susținere pentru Nether Fortress. Nu mai contează, o să-l folosim noi așa să urcăm sus mai ușor, sper eu. Nu știu dacă neapărat mai ușor, dar am pus torța asta de aici și nu puteam să mai plasez ceva. Și ar trebui să ajungem din minut în minut sus acolo. Nu văd absolut nimic, e foarte închisă la culoare toată treaba asta. Ok. De-abia acum am luat achievement-ul că am intrat în Fortress. Ok, bine. Mă gândeam că atât e Fortress-ul, gen... Asta a fost tot, dar nu era așa. Mai sunt prietenași de-a noștri pe aici. Și... Cred că trebuia să iau mai multe săgeți cu mine pentru prietenii noștri blazuri. Dar nu m-am gândit la treaba asta. Am zis că o să-mi ajungă. De fapt, nu cred că o să-mi ajungă. Mai este unul acolo. Păi o să las așa dâră de torții, să zicem, ca să știu pe unde am fost și să nu mă rătăcesc prin fortress-ul ăsta, pentru că eu mai am chestia asta cu... Pe voi vă căutam, ce faceți băieți? Cum sunteți? Cum vă simțiți în această minunată călătorie prin Nether? Nu mi-a dat niciun cap și am looting. Am looting. De ce? Mai este unul aici, nu știu dacă îl vedeți voi, dar eu îl văd. Am looting, îmi dau săbii de piatră cu looting, ești nebun. Mă așteptam să aibă o rată mai mare de spawn la capetele astea de Wither, dar nu. Cam atât în partea asta. Viața mea să explorez Nether Fortress, încolo nu-i nimic, încolo probabil tot la fel nu-i nimic. Da, nimic interesant momentan. Sper să găsesc Nether Ward-urile alea și să găsesc spawner-ul de la Blaze. Deși iau, era unul singur. Salut! Ce faci? Ești bine? Mă bucur. Nu vreau să ne batem, nu vreau să ne certăm.
Eu vreau doar să explorez pe aici Nether Fortress-ul, sperând să găsesc chest-uri și chestii genul ăsta, dar văd că se cam îngustează și se cam termină treaba cu Fortress-ul în direcția asta. Ah, fuck. Nu-i chiar atât de mare, mă așteptam să fie mai mare Fortress-ul ăsta, dar sperăm ca în celelalte direcții să fie mai mare, că uite aici, de exemplu, e capăt acolo, nu? E, nu-i nimic aici, efectiv, e... Da. Fuck. Oh. De ce? De ce? De ce? Uite, Blaze-ul ăsta se plimbă pe aici ca la el acasă. Bine, e la el acasă, eu o să intru sus de aici, dar nu prea e corect încolo. Dar încolo cred că e ce-și treabă, pentru că am fost la... Wow. Bine că nu prea am treabă cu tine, nu prea mă interesezi tu așa în mod special. Vreau doar să continui în partea asta. Păi așa da. Așa mai vii de acasă, deja alta e treaba. Văd că și în partea aia e continuă, și în partea asta continuă. Aici e fundătură. Ok. Aud tot mai multe blazeri. E spawnerul de blazeri aici, am înțeles. E spawnerul de blazeri aici. Bine de știut. Așa. Facem o poză la coordonatele astea, așa, ca să, în caz de o să am nevoie de mai multe blazuri, să știu unde să vin. Nu e ceea ce voiam eu în momentul de față, vreau să găsesc chesturi cu chestii în ele. Uite prietenii mei, salut! Ai vin un coace, așa, nu! Păi, de ce faci chestia asta? Știi ceva? Nici nu vreau să mă chinui să vin spre tine. Uite, mai este unul aici. Unul? E unul singur? Da, e unul singur. M-ai atins tu? Păi tu ești de la șmecher și îmi dă damage acum. Păi nu-i bine așa. Păi nu-mi place treaba asta, nu-i pe gustul meu. Mamă, dar e întuneric rău în fortress-ul ăsta. Nu văd absolut nimic. Uite, acolo am văzut ceva și mai văd și acolo ceva. Aici e fundătură. Uite, aici ajungem la netherworld-uri, corect? Păi e destul de mare, adică sunt mulțumit acum. Uite chest, primul chest, gold. Nimic foarte interesant. Uite Nether Warturile, pe care nu știu dacă o să avem neapărat nevoie pe one block, da, o să le iau. Și o să mergem, hai să vedem partea de sus, cred că se înfundă partea de sus. Uite un chest. Așa. Da, avem cai, pot să folosesc aceste minunate chestii de aici. Bun. Nu mă interesează neapărat armor, dar o să iau toate chesturile că... Știți cum e, chesturile sunt binevenite oricând pe mapele de genul ăsta. Da, eu am crezut că e mai mic, la modul că e mare, chiar e mare. Opa așa. Și aici e fundătura. Am terminat torțele și asta nu-i de bine, asta înseamnă că trebuie să facem rost de alte torți. Asta înseamnă că va trebui să facem rost de coal, care e cam greu de făcut rost în Nether, că... Na, doar dacă mai găsim prieteni de ăștia de-a noștri șmecheri, să mai omorâm, să ne mai dea căul. Te aud, fraiere. Sunteți doi. Asta înseamnă că mai este un spawner pe aici, e posibil. Ok. Dar e mare rău, adică nu mă așteptam, sincer. E mare rău de tot, ești nebun? Chiar e mare. Uite ce e pe aici, e întuneric, nu văd absolut nimic, e efectiv nu văd nimic. Sper ca măcar voi să vedeți ceva. Aici s-a terminat șmecheria, ia să mă iau din astea, că e greu cu torțele în Nether. Dar o să mai las așa puse când și când să-mi dau seama că au mai fost pe aici, nu vreau să explorez aceeași parte din Fortress. E mare rău, nu mă așteptam sincer. E chiar mai mare decât mă așteptam acolo la început și am prins noi, e prima parte. Uite, de exemplu aici iar sunt Nether World-uri din astea și încă n-am fost în tot Fortress-ul. Aici e o fundătură, bun. Îți mulțumit, e un... Un episod de explorare, nimic foarte important facem în episodul de azi, dar pentru One Block eu zic că e un episod super ok, pentru că nu mergem foarte des în Nether pe One Block. E un episod dedicat pentru Nether, eu zic că e ok, pentru Nether Fortress mai exact, nu neapărat pentru Nether. Mai găsim chestii interesante, treaba e bună, merge strună. Opa, ce e asta? E un gard. Da, foarte bine, stai acolo.
Aș vrea să mă duc în direcția asta unde curge atât de multă lavă de sus. Nu știu dacă aș vrea neapărat, dar aș vrea să mai explorez pe aici, că e posibil să mai găsim lucruri. E destul de mare și... prieteni de-a noștri, o salut! Dăm cărbune. Dacă nu-mi dai cărbune, e egal cu zero. Mi-ai dat cărbune, o bucată. Ok. Mai este unul acolo. Zdui. Păi stai să ne refacem viața. Și hai să ne norocim. A, dar e în fundătură. E egal cu zero. Da, s-a înfundat șmecheria aici. S-a terminat șmecheria. Uite, mai facem niște torți. A, păi e bine, descurcăm. Vreau să merg acasă, să mai iau cărbune, să mai fac torți. Am avut un steak, dar nu mi-a ajuns un steak. Și am zis că merg acasă să mai fac rost. Da, nu e necesar. Mamă, dar e mare rău de tot, deci nu mai termin, efectiv nu mai termin. Am avut un drop frame acolo. E mare rău de tot, Nether Fortress-ul ăsta. Și ne-am înfundat. Încolo nu-i nimic. Ah, fuck. Și n-am găsit niciun chest pe aici. Asta nu-i de bine. Dedesubt ce-i? Ah. Oh, salut, am mai fost pe aici. Da. Înseamnă că e pe mai multe nivele, cumva. Nu-i neapărat rău, dar voiam aici să mai urc mai... Am fost pe aici? Pe aici am coborât, cred, nu? Uite, pe aici n-am fost. Oh, în fundatură. De aia n-am fost. Pe aici am venit. Ok. Te amețește rău de tot. Deci pe aici în față, teoretic... Ba da, am fost. Sau n-am coborât. Ce faci, frățioare? Frățiuier. Dar chiar nu mi-a dat niciunul până acum capete de... uite un chest. Capete de wither. Și aveam nevoie de capete de wither. Chiar pentru asta am venit în Nether Fortress, dar... Nu avem noroc, nu de data asta cel puțin, poate data viitoare. Mai explorez eu puțin pe aici. Să vedem dacă mai găsesc. La cât e de mare ăsta, o să-mi ia 3 episoade. Salut, prietene. O să-mi ia 3 episoade să-l explorez pe tot. Nu mi-a dat nici asta. E gigantic. Și asta mă bucură maxim. Dar cred că partea mare e în spatele meu unde am fost și în partea aia, dacă mă duc, cred că mai mult pierd timpul decât... să rezolv ceva, nu cred că mai continuu, nu? Uite, n-am fost aici, nu? Ăsta e un conspawner de ăsta de blazeri. Da, nici nu vreau să stau foarte mult. Nu știu dacă o să mai stau, o să mai petrec prea mult timp aici prin Nether, dar cam atât cu episodul de astăzi. E un episod ceva mai plictisitor, să zicem așa, nu e nimic important în el, dar e ok. Sperăm să fiți mulțumiți per total. Eu am fost și obișnuit și ne vedem în clipul următor. Cam atât. V-am țucat. Bye-bye.